Pe scena principală, startul petrecerii a fost dat de reprezentantul României la Eurovision. După lăsarea serii, plaja a fost luată cu asalt de mii de petrecăreți. Ador festivalurile, am fost și la Antold, este sufletul meu și mă simt foarte bine. E prima dată când vin la Neversea. De ce? Ce-mi place? Atmosfera. Și că am prins prima dată festivalul acasă. Și voia bună, îi așteptăm pe toți, pe Taiga. E super, mai ales după 2 ani în care nu s-a prea întâmplat nimic. A fost o atmosferă de poveste la care au mai contribuit acrobații și animatorii. În prima noapte de festival au fost și petrecăreți care au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar nimic grav. Mai sunt 3 zile și 3 nopți de Neversea. Organizatorii se așteaptă la 250.000 de petrecăreți.